viața m-a provocat să mă reinventez tot timpul și să mă adaptez tot timpul în diverse situații. Am ajuns în Olanda, care, din punctul meu de vedere, este mult, mult mai accesibilă decât ceea ce există în țara noastră. Salut! Salut! Deci vezi cum așa e, dacă n-ai orientare în teren, e jale. Am fost în Grecia, unde iarăși am găsit o altă mentalitate. Și în Italia. De asemenea, iarăși am găsit, parcă eram într-o altă lume. Andreea Dăncinescu este o obișnuită a camerelor de filmat. Tânăra, acum în vârstă de 20 de ani, este vocea celor care depind de rampele de acces pentru o simplă plimbare în oraș, ori de bunăvoința cadrelor didactice pentru a susține vreun examen. Ambasador al persoanelor cu dizabilități și studentă în anul al doilea la Facultatea de Psihologie, Andreea spune că a fi diferit este normal. Chiar dacă nu știe să alerge, tânăra s-a ridicat în picioare, ori de câte ori a fost nevoie, pentru a susține drepturile persoanelor cu dizabilități. În momentul când nu este mediu accesibil, asta mi-accentuează handicapul și tot de asta spun de ani de zile că este dreptul nostru să fie mediu accesibil ca să putem circula și să putem cunoaște orașul din care facem parte. Când ai călătorit ultima dată cu un tramvai sau cu un autobuz ca să ajungi undeva, nu doar așa, să vezi cum e călătoria cu... Nu mai știu să-ți spun, pentru că s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Pentru că transportul în comun nu este accesibil. Este accesibil doar pe hârtie. Circulați les cu taxiul, cu mașina? Da, cu taxiul, nu? Cu taxiul, da. Și vă ajută cineva la coborârea din scară, la urcarea în mașină? Cine vă ajută? Nu ne ajută nimeni, ne ajutăm noi. Și bine, când urcăm cadrul în taxi, întotdeauna taximetristul ajută. Dacă ne ajută din propria inițiativă, îl rog frumos. Vă rog frumos să mă ajutați, că ne-am întâlnit cu tot felul de oameni, dar nu mai contează. De ce studiezi la o universitate particulară și nu la una de stat? Îmi dau examenele oral și nu scris, deoarece nu pot scrie foarte, foarte repede. Am probleme cu motricitatea fină și am găsit deschidere din partea profesorilor și m-au înțeles și m-au lăsat să îmi dau examenele oral. Ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult. Încă mai este de lucrat în privința mentalității și în privința atitudinii persoanelor din jur. Priviri care nu sunt prietenoase. Înțeleg că poate nu toată lumea interacționa cu o persoană cu dizabilități, dar, cum spuneam, trebuie să învățăm să acceptăm diversitatea, pentru că este normal să fim diferiți. Să lucrez cu persoanele cu dizabilități, să devin terapeut pentru persoanele cu autism, eu merg încet. Și mergând încet, am posibilitatea să observ tot ce este în jurul meu
frumos. Uneori este mai bine să nu te încadrezi în acele șabloane pentru că ești diferit și dacă ești diferit înseamnă că ești special. Și dacă ești special, iarăși este minunat.